Experții imobiliari spun că tendința de ieftinire a locuințelor este dictată de cererea mică de pe piață. În anul 2013, mai mult de 80% dintre giurgiuvenii care și-au achiziționat o casă au apelat la credite bancare obținute cu greu. Cum de altfel se va întâmpla și în acest an, când prețurile imobilelor vor scădea, însă băncile vor înăspri condițiile de acordare. Și la Giurgiu, piața imobiliară va cunoaște o scădere a prețurilor. Cu toate că prețurile au ajuns la un minim istoric în Giurgiu, deci prețul pe metru pătrat la un apartament, să zicem, este în 350 de euro și 500 de euro, depinde de zona în care se află și de îmbunătățirile, mă rog, care sunt în apartamentele respective. Prețul mediu cerut pentru apartamentele noi și vechi scoase la vânzare la nivel național a scăzut cu 8,2% în ultimele 12 luni. Astfel, prețurile au scăzut de la 984 de euro pe metru pătrat în octombrie 2012 până la 903 euro pe metru pătrat la finele lui octombrie 2013, aceasta din urmă fiind cea mai mică valoare înregistrată de la începutul crizei și până în prezent. Și părerea mea că în zona noastră, în zona de sud, unde prețurile și așa sunt foarte, foarte scăzute vis-a-vis, să zicem, de București care, sau Alexandria, care sunt mai apropiate de Giurgiu, prețurile vor scădea cu cel puțin 10% față de 2013. Potrivit agenților imobiliari din Giurgiu, anul trecut cei mai mulți giurgiuveni care și-au cumpărat un apartament au apelat la programul Prima Casă.